Așa cum și-au obișnuit deja telespectatorii de 14 ani, emisiunea Izvoare își schimbă registrul în perioada postului mare al Paștelui. Locul muzicii populare va fi luat de Pricesne până la finalul postului. Cel care deschide seria invitaților din această perioadă specială este preotul Constantin Oprea, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Prin post noi trebuie să vedem înălțarea noastră spirituală către Dumnezeu. Trebuie să ne raportăm la Dumnezeu întotdeauna și așa cum spun deseori și credincioșilor pe care îi păstoresc, Hristos, Dumnezeu, Evanghelia sa, trebuie să fie ținta noastră. Nu dieta ne înalță la cele mai sus ale lui Dumnezeu, ci postul împletit cu rugăciunea și milostenia, așa cum cred că fiecare creștin, practicant, cunoaște aceste aspecte. De Iisus Hristos, atunci când se adresează mulțimilor, acest neam de diavol nu va ieși decât cu post și cu rugăciune, am spune noi, adică aceste ispite pe care le întâmpinăm în viața de zi cu zi, toate necazurile pe care trebuie să le înfruntăm în lupta aceasta a vieții noastre, trebuie să fie, iată, stârpite prin post și prin rugăciune. Întregul interviu îl veți putea urmări în cadrul ediției din această săptămână a emisiunii Izvoare, difuzată în premieră vineri, 11 martie, de la ora 20, apoi în reluare duminică, 13 martie, de la ora 16 și joi, 17 martie, de la ora 15.